Așadar, începând de miercuri 15 ianuarie, ar trebui să găsim în magazinele mixte produse de panificație doar la raioanele special amenajate. Aceasta deoarece tot de miercuri va intra în vigoare un nou act normativ privind condițiile ce trebuie îndeplinite la comercializarea pâinii și a produselor de panificație. Pâinea nu va mai putea fi vândută în același loc cu detergenții, vesela, cu lenjerile sau cu parfumurile, așa cum se întâmplă în prezent în unele cazuri. Se admite comercializarea pâinii și a produselor de panificație în magazinele specializate, cât și în magazinele generale, dar cu expunere individualizată pe raion separat. Constatarea nerespectării condițiilor genico-sanitare la comercializare, depozitare, transport sunt soluționate de către instituțiile abilitate în acest sens, respectiv Direcția Sanitar-Veterinară pentru Siguranța Alimentului și Direcția de Sănătate Publică. Comisarii de la Protecția Consumatorilor vor lua la bani mărunți toți operatorii economici din municipiul Giurgiu, dar și pe cei din județ. Ei vor urmări atent și modalitatea prin care clienții sunt informați în ceea ce privește denumirea produselor, a producătorului acestora, cantitatea, prețul, perioada de valabilitate, dar și dacă este specificată atenționarea privind existența alergenilor. Comisarii instituției noastre vor verifica modul de implementare a prevederilor acestui ordin. Amenziile care pot fi aplicate de către instituția noastră privind nerespectarea acestui drept al consumatorului se situează între 2.000 și 20.000 de lei. Conform directivelor ANPC, controlele sunt zilnice, lunare sau ori de câte ori este nevoie. Și giurgiuvenii privesc cu ochi bun această nouă prevedere. Oamenii spun că în ultima vreme și-au făcut un obicei din a cumpăra pâinea doar din magazinele de profil. De regulă cumpărați pâine doar de la magazinele de pâine de profil? Da. Vă uitați atent și la gramaj? Vă uitați? Bineînțeles, bineînțeles. Coincide? S-a întâmplat să luați apă? Nu. Știți că de mâine nu mai au voie să vândă pâine în orice condiții, decât la magazine de profil. Cel mai bine, cel mai bine. De ce să vândă cu deru amestecate, cu vase, cu... Cel mai bine să facă magazin. Pe timpul lui Ceaușescu erau magazine numai de pâine. S-a cumpărat de regulă pâine doar de la magazine de profil? Da. De ce? Pentru că acolo e cea mai proaspătă pâine. E mai în siguranță decât la cele care sunt amestecate cu detergenți? După părerea mea, da. În mod normal n-ar trebui să amestecate alimentele cu magazinele de profil cu detergenți. Ce e ambalat e mai bun. Sunt de la țară și eu îmi fac pâinica mea. Vă uitați atent de regulă de unde cumpărați? Normal, pentru că sunt afișate toate. De la magazin de profil. De regulă. De regulă, da. Aveți mai mare garanție? Da. Numai pâine Tabanio. De profit, doar de la magazin? Da. Dar de regulă nu se întâmplă să mai luați și de pe lângă... Dacă sunt întreci în altă parte, da. Sunteți atent unde e expus, în ce mod este valorificat? Bineînțeles, da. Detergent, s-a întâmplat să mai luați? Nu fac greșeala asta. Nu. Vă uitați atent și la gramajul pâinii produs? Nu, de obicei nu. Dar nu mai sunt interesat de o anumită pâine care îmi place.